prevede dreptul 133 aliniatul în articolul 134 aliniatul în litera A din OUGM 57 din 2019, privind codul administrativ, a fost convocat în ședința ordinară prin dispoziția numărul 199 din 17.05.2023, emisă de Primarul Comunei Cujor pentru data de 22.05.2023, ordine 10, care va avea următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea HCD numărul 32 din 2021, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunității. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere a Comunei Pujol cu județul Bacău și DGASP Bacău privind finanțarea activității de proiect de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru perioada ianuarie-decembrie 2023. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de investiții pe anul 2023 al UAT Comuna Pujol pentru Bacău. Din cei 15 consilieri sunt prezenți toți. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legală constituită și se începe lucrările. Supune spre aprobare proiectul ordine de zi și anume 3 proiecte și aprobarea Vreau să supunem spre aprobare introducerea unui nou proiect de ordine de zi, punctul 4, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea devizului de lucrări și suma de 600, nu 500, cum am redactat eu, că mi-a atras atenția domnul de la șocază, 607, devizul 167.039 de lei. Deci aici o să rectific proiectul de hotărâre. E 607,167,39 de lei, așa, privind aprobarea devizului de lucrări, așa, pentru obiectivul de investiții, lucrări de întreținere prin asfaltare, strada Ion Lupu, Comuna Pârșor, județul Bacău. Deci, prima dată, vă rog, dacă sunteți de acord cu introducerea punctului 4, da? Toată lumea este de acord? Se abține cineva? 15, da. Acum, supuneți spre aprobare procesele verbale încheiate în cadrul ședinței ordinare din data de 27.04.2023 și ședința extraordinară din data de 15.05.2023, dacă sunt modificări sau completări. Cine este pentru? Se abține cineva? Trecem la punctul 1 pe ordinea de zi și anume. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 32 din 2021, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local a Comunei Pujol. Prezintă doamna secretară Matenca, secretar general. Deci, modificăm articolul 61 din hotărârea Consiliului Local privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, aprobat pe 23 iunie 2021, și anume, ați văzut articolul 61, scoatem aliniatul 5. Aliniatul 5 era o formulă de calcul pentru indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate, se calculează după formula. Deci o să scot aliniatul ăsta ca să nu mai avem și o să mergem exact cum prevede în ordonanța 57. Consilierii locali au dreptul la indemnizație lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate pe lună desfășurate în condițiile legii. Ca să nu mai avem atâtea prezență la comisii, prezență la fiecare ședință extraordinară, ordinară. Prin lege. Da. Și dacă sunteți de acord cu... Este pentru? Împotrivă? Abține? Bun. Trecem la punctul 2 de ordine de zi și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere a Comunei Pujol cu județul Bacău și DGASP Bacău privind finanțarea activității de proiect de tip rezidențial a persoanei cu handicap în perioada ianuarie-decembrie 2023. Prezintă doamna secretară Matenca, secretar general. Da, avem adresă de la Consiliul Județean prin care s-au aprobat sumele pentru persoanele care susținerea persoanelor cu handicap instituționalizați în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC. Noi trebuie să aprobăm contractul respectiv prin care ne asociem cu un procent de 35% să plătim pentru persoanele care sunt instituționalizate. În comuna noastră avem o singură persoană, nu? Da. Atât. Cine? Și trebuie să plătim 35%. Cine?
Ah, exact, cu ea. Da. Cine este de aprobare? Potriva? Abține? Da, 15. Trecem la punctul 3 de pe ordine de zi și anume proiecte hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de investiții pe anul 2023 al oată comun a Tăjor, județul Tăjor. Prezintă doamna Maruca Cristiana Maria, consilier superior. La structura bugetului intervin modificările conform contractelor de finanțare semnate fondul nerambursabil, atâția linie în Tăjor. Prin Agenția de Finanțare Investițiilor Rurale, 207.160, achiziția unui mini-excavator cu accesorii și prin PNRD, s-a semnat contractul de finanțare, construire centre de colectare a deșeurilor prin acord voluntar. Finanțarea din rambursabilă, 3.930.914. La contul de instituție la data de 31.03 am mai avut câteva sume pasate în plus peste prevederile de bugetare pe partea de cheltuiele. Am mai completat la bunuri și servicii la capitolul de ăsta, cum se cheamă, furnizor de birou. N-am bugetat suficient și nu mi-au ajuns bani. Birocrația. Nu avem cutii, nu avem mâna, nu avem cutii, nu avem cutii. Și la partea de salarii la asistență personală, pentru că nu am bugetat suficient la începutul anului, s-au aprobat după majorarea numărului de posturi la asistență personală a persoanelor cu handicap. Am completat suficient. Și sunt cele două proiecte de investiții care sunt potrivite în producție în buget, și la partea de venit și la partea de cheltuieli. Nu. Astea care sunt pentru proiectele de investiții. Ce se mai depune? Am înțeles, mă gândeam că alea așa. De exemplu, dacă îți depune un proiect, vrea măsurători pe suprafața respectivă sau clădirea sau... Iar mai vedeți amințarea pe canal. Dar și mă lăsă să le la proiect, la proiectul sau la proiectul sau la bani. Da. Și aici mai vizit ce înființare cu gaze. În ce stare s-a? Suntem la faza de avizare. Suntem încă la faza de avizare. Aha. Dar ce vizit ce înseamnă dacă vreau? Păi nu, că avizarea se face mai mult instituția de stat. Nu se face la o zi. Sunt mersele care nu mi-i zis de dar nu dă. Păi nu, acum suntem la faza de avizare la mediu. La ora 12 chiar avem mult. A, nu, am întrebat. La mediu, dar chiar asta nu știu. Dacă vă rugăteți. De ce puteți face de cu asta? Pentru că, de exemplu, la anul mare, sincer, toată lumea ce-o făcut de campania electorală. Și nu ați zis, dreptul nu ați anul ăsta, ce puteți face, putem face noi, drumul. Și eu, sincer, asta dacă se poate. Noi, nu e nicio problemă. Nu, 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 noi am lemne și am și pădure, dar nu-i funcție. E nouă, îmi spune vin case ca să spun, ca să mă opun să te dești judecat de tot locul. Că nu vreau de acord? Dar nu pot, băi, dacă nu fii ce s-a pe spăt. Ia ce mă spus. Hai, bună asta, e bine ca nu-ți pădure. Da, da. Pentru că nu mă duc și taia. Da. Da, 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 sunt o porțiune de 400 de metri care nu a fost prinsă în proiectul de asfaltare și trebuie să facem reparații la drumul ăla, să punem un strat de asfalt să fie un asfalt continuu. Pe strada Ioana. Asta nu-i vei, am văzut jocul de băiat, ce-i băiat. De când a făcut primul asta stă pe aici, la dreapta, atunci a făcut așa cum. De acolo o pus-o numai de la el, domnul președinte. Da, așa, te-a fost numai un strat de bine. Când a fost cu înțelepizii, nu a fost strada vizită la poartă, la centru, la biserică și până la părintele la asta. Și acolo trebuie de băiatul repede dacă pleacă ăștia.
Când ți-am întrebat la Daniel la Rafa. Știu că ai pus uzura în început. Păi da, nu, și dacă e imposibil. Da, dar acolo, dar așa este. Deci era de vita, pentru că nu președinte lucrurile. Am lucrat până la o secretară, decât până la urmită, nu... Nu-i nimic la moară. Nu, 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 da, am asfalt aici. Ai zis, am zis, o să ai. Vreți de mine. Lasă-te, mai glumită. De mine la cosă. Deci, bă, dacă îți spune ca vot. Da, așa. Și pe ce are vechi? Cu câinii va vă vot. Au. Ai văzut mai mult. Ai văzut mai mult. Am fost chiar foarte mult. Păi am făcut votarea. Nu este pentru noi adună. Corect, am vorbit cu, nu știu cum am vorbit. Deci la noi e viață, la noi e atunci, la noi e atunci. Este toate și domnul am vrut că ne-a spus eu chestia. Era să iei iată, dacă eu nu v-am lăsat că era un sau un fapt. Erau să vedeau că era prețat. E dacă să măciți, să cuci cu o mașină, să te știu. Dacă nu e nici așa, 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 nu e nici așa. E calculată de mijloc, este de venit, da, cu atâta sau la avea. Adică nici așa mă duc la stabilist, că strigă de gătivă, o să fie să iau un mic, în perspectivă. Nu e așa, 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 nu e așa. Am zis că și voi după aceea să mă duc la Cunghel. Era un sprint cu o indicație în acel lăsat. Nu mai departe, nimeni. Să s-a făcut. 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 Să s-a